Adevărata implicare se cunoaște și în comuna Punghina, unde primarul Drinceanu Gelu a arătat de-a lungul timpului interes pentru bunăstarea cetățenilor. Investițiile sunt multiple, iar condițiile de trai ale cetățenilor sunt unele dintre cele mai bune. Primarul comunei Punghina, Drinceanu Gelu Costel, și-a arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor, de la amenajarea unei baze sportive cu toate utilitățile necesare, până la modernizarea târgului comunal din Punghina, unde toate tarabele sunt noi și moderne, iar comercianții își vor putea vinde marfa indiferent de vremea de afară, datorită condițiilor bune de aici. Știm că primarul nostru se ocupă bine și ne place foarte mult. Asta este important și pentru sat și pentru tinerii care vin aici, și pentru cei care locuim, nu? Pentru că un sat bine pregătit și bine, cum știm, primarul este de-al nostru și asta ne mulțumește că se ocupă pentru comuna noastră, e foarte bine. Da. În primul rând îi mulțumim că îl știu foarte bine, că am fost la școală împreună și îi mulțumim pentru tot ce a făcut și să facă mai departe numai lucruri bune și mărețe. Locuitorii comunei Punghina sunt mulțumiți de activitatea primarului Drinceanu Gelu Costel. Acesta a reușit să schimbe fața comunei și să pună bazele unei dezvoltări temeinice a localității, iar condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă s-au îmbunătățit semnificativ. Avem un primar extraordinar. Un exemplu așa ceva, să dea Dumnezeu să aibă toată lumea, în toată România. Priviți și dumneavoastră, și flori ne-a pus, și trotuare, ne-a băgat apă, ne-a pus canalizare, ne-a făcut baza sportivă, a făcut asfaltare de la intersecție până la ieșire, a făcut stație de autobuz aici, a făcut stație de autobuz la intersecție care nu era. Ce să vă zic? Să-i dea Dumnezeu sănătate! În localitatea Punghina, nu doar drumul județean este asfaltat, ci aproape toate ulițele satului. O infrastructură rutieră modernă înseamnă un pas spre o comună la standarde europene. În acest loc, cetățenii se bucură de trotuare, rigole, accese la proprietăți și spații verzi amenajate. Asfaltat, trotuare, rigole, poduri, la intrări, la fiecare... Foarte mulțumit sunt! Sătenii sunt mândri de primarul localității datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului. Investiții ample au avut loc în ultimii ani, astfel încât puteam afirma faptul că omul sfințește locul și în comuna Punghina.